Statele Unite numesc Murat și bine ați venit la un nou joc pe acest care un joc se numește Gangstar Vegas. Ok, este vorba de un joc care este varianta GTA 5. Adică care seamănă cu GTA 5, un joc care seamănă cu GTA 5. Stai un pic. Da, seamănă cu GTA 5 jocul. Da, e un joc care seamănă cu GTA 5. Și m-am gândit azi să joc. Acum sunt și se dezamăgit astăzi. Scuzați-mă, frate, sunt puțin supărat de la YouTube. Pentru că era să mi se închid YouTube, mi se pare că am luat strike. Nu știu dacă mâine dacă pot să filmez. Asta nu cred că o să fie, mâine nu cred că o să mai filmez. Nu cred. Și m-am gândit să joc Gangstar Vegas. Am auzit că jocul ăsta e foarte tare jocul. Foarte tare cu grafică. Și m-am gândit să joc jocul, n-am mai jucat de mult Gangstar Vegas. Și cu misiuni. Foarte tare jocul. Acum 2 zile m-am și tuns, o să vă arăt eu pe facecam. O să vă arăt eu imediat. Da, Gangstar Vegas. Am început aici prima misiune, dar s-a salvat jocul. Nu știu, fraților, dar s-a salvat jocul, din păcate. Sunt foarte dezamăgit că mi s-a închis YouTube-ul. Nu știu, frate, când am filmat sâmbătă cu Deadpool, jocul ăla, dintr-o dată, mi s-a închis live-ul. Deci ce am văzut eu, scria interzis minorilor. Nu prea înțeleg că s-a închis. Ok, hai să facem misiunea asta. Mă gândesc să nu vă plictisesc. Facem misiunea asta. N-am mai jucat de mult Gangstar Vegas. Și mai era unul, Gangstario, mamă, l-am vrut și eu să-l instalez. Dar Gangstario nu e așa tare. Deci au că nu e așa tare. Jocul. Oricum Gangstario e cel mai slab joc. Nu e așa slab, dar e vechi, foarte vechi, 2011. E din 2011. Nu uitați, oameni buni, să apăsați butonul de like dacă mai vreți și vreți în continuare Gangstar Vegas. Și mai era la New Orleans. Oricum New Orleans este tare. Că e făcut de compania Gameloft, care a făcut jocul ăla. Nu știu, o să fac o probă. Dacă pun videoclip, o să fac o probă să văd dacă mi-l șterge. Că am mai pățit toată cu canalul meu la secund. Și mi-a închis YouTube-ul. Mi pare rău asta, nu știu. Dezamăgit, sunt foarte dezamăgit. Asta e ce vrea, asta e. Sunt foarte dezamăgit. Nu știu, sunt dezamăgit, foarte supărat. O să văd vinerea când o să fac live stream pe laptop cu Deadpool episodul, să văd dacă mi se închide iar live stream-ul ăsta, dacă se închide,
O să stau 3 săptămâni. O să stau 3 săptămâni, ce vrei? N-am ce face, dar trebuie să stau. Cred că te să-l bați pe ăsta. N-am ce face, te stau 2 săptămâni. Am mai pățit odată să mi se închide YouTube-ul. Am pățit cu canalul meu ăla vechi, secund. Așează niște bănuți dacă... Chiar Gangstar Vegas s-a făcut după GTA 5. Eu jucam de multe ori pe tabletă când eram mic. Ce ne amintă? City Domination. A, da, din ăsta. Am văzut că bagă update la Gangstar Vegas. Ok, să ne mai plimbăm prin oraș. A băgat up din nou. Îmi place mult Gangstar Vegas. Are grafică foarte bună Gangstar Vegas. Asta e o mașină măcar. Hăiță! Ia te fă de aici. Ok. Ok, fraților, că dacă vreți să instalați... Ok, are grafică bună, îți cumperi haine, îmi place încă la Gangsta Vegas, cumperi haine. Are și mașini noi, șmecheri. Ok, sunt foarte... Oricum, m-am uitat eu la starea YouTube-ului, la canalul meu, văd că nu n-am primit nicio restricție, văd. Oricum, am șters ăla cu Deadpool episodul 2, că dacă nu ștergeam, primeam dreptul de auto, primeam strike și închidea YouTube-ul și nu mai îmi dă voie să mai fac live stream. Dezamăgire, oricum. M-a și păcălit aia că nu merge canalul de YouTube. O să văd dacă, nu știu dacă, sper să se strângă mai multe like-uri. Păcate mă prim puțin prin oraș. N-am ce face. Am văzut că tot joacă Gangstar Vegas, toți au jucat. Am văzut că tot joacă. Chiar și eu joc Gangstar Vegas. Mă mai joc în timpul meu liber, când n-am ce face. Seara mă joc Gangstar Vegas, dacă ți minte, seara mă joc. Eu de obicei stau pe laptop. Adică eu seara stau pe laptop în fiecare zi. Stau și la televizor, stau pe laptop, atâta. Nu am dat ce mă lovește ăla. Asta e ce le facem la polițiști ăștia. Ia uite-mă, poliți curcanii. Dă-te mă din mașină. Dă-te mă. Trebuie să nu te omoare ăștia. Ia uite aici. Mamă, dar ce tare e jocul ăsta. Te văd. Mamă, ce mă enervează taximetristul ăla. Are grafică foarte bună.
Ar putea să fii cum era în GTA San Andreas, dacă ți-o minte cum era în GTA San Andreas, Las Venturas, când era cu Las Vegas. Dar chiar seamănă cu... chiar seamănă cu... Da, e chiar Las Vegas. Ia să vezi ce le... Ia să vedem ce... Mamă, ce armă! Aici trebuie să cumperi. Hai că am cumpărat. Mamă, asta costă mai mult. Aici sunt magazine pe shop. Mamă, dar ce mașină! Hai să luăm mașina asta. O luăm gratuit. Ne-a dat livrare mașina asta. Foarte tare. Ia să ne la Hani. Mamă. Șmecher. Dar trebuie să-ți cumpere. Wow. Pantaloni de astea. Asta trebuie să cumperi din astea cu diamante. Eu nici n-am terminat Gangstar Vegas. Ia să eu. Mamă, și omul arătește. Chiar e foarte tare Gangstar Vegas. Speram asta să nu mi se așa un videoclip. O să fac o probă. Te văd aici. Mamă, ce mă enervează la cum așa de poliție. Hei! Hiță! Da, frate. Unde-i dezamăgit? Mamă, dar ce mașină de poliție. Am încercat să instalez Gangstar Vegas cu mod, pe API mod nu merge. Poate nu merge versiunea de la telefon. Cred eu. Mamă, dar ce trage elicopterul ăla. Îmi place că aici poți să-ți repari și mașina, poți să adaugi viață, mamă. Oricum, jocul e de milioane, jocul ăsta. Cumperi haine, mamă. Ia să iau motocicleta, bă. Da și mie motocicleta. Nu fi... A murit. Din păcate am și murit. N-a murit. A murit. Aici ați dat viață, dar... Aici dacă zice... Hai mă că mor aici. Hai mă că mor aici. Ia să... Bă, mai și mor aici. Cum mi-ai făcut mașina de poliție și că e... Da, uite și duba asta. Dacă ți-mi minte duba asta, e camionul ăla de la SWAT. Vineri o să fac un live stream tot cu jocul la Deadpool. Am pus să repar și mașina. Oricum nu mai am nicio viață. Wow. Foarte tare. Dar misiunile astea la Gangstar Vegas trebuie să cumperi cu diamante. Asta e foarte dificil, costă mai mult cu diamante.
Mamă, dar ce mă enervează la cum... Am murit. Din păcate am și murit. Dar atât te costă. Revin în opțiuni sau... Hai să plătim cu bani. Aici plătești cu bani. Ok, din păcate mi-am consumat. Ok, chiar mi-a plăcut jocul. Ne-am distrat cu jocul ăsta. Ok, dragi, cam atât de cu acest joc Gangstar Vegas. I-am văzut murat și meni pe tata viitor. La revedere, pa, pa!